Voința Zvoruștea s-a impus pe terenul celor de la Viitorul Horodnic de Sus cu scorul de 4-2 și a depășit la gol averaj fostul lider Concordia Grămești, care a făcut doar un egal pe teren propriu, scor 1-1 cu Viitorul Negostina. Sporting Point Solca a urcat pe podium după ce a câștigat la Arbore cu 5-0. În celelalte două meciuri din seria a doua, Viitorul Adâncata a învins Știința Mitoc cu 4-2, iar Academica Gălănești a obținut o remiză la Frătăuții Noi, scor 1-1. În seria de munte, Bradul Vama a învins-o pe Dorna Vatra Dornei cu 3-1 și i-a luat locul în fruntea clasamentului. Etapa a 11-a a mai consemnat următoarele rezultate. Vânătorul Dorna Candrenilor, Bistrița Broșteni, 2-0 și Larix Dornișoara Foresta Moldovița, 0-3. Pleșul Râșca se află la a doua neprogramare și riscă excluderea din campionat. În prima serie, Releul Mihoveni păstrează un avans de 5 puncte în fruntea clasamentului, după victoria cu 3-1 obținută la Ciprian Porumbescu. În celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate. Silva Udești, CFR Moara 2-2, Voința Hârtop, Steaua Dumbrăveni 1-2, Siretul Dolhasca, Viitorul Verești 2-2 și Sporting Bunești, Viitorul Stroiești 3-1.